Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem o săptămână destul de agitată, o săptămână cu evenimente care mai de care mai ciudate, o săptămână pe care vom încerca să o abordăm așa cum trebuie, în primul rând cu multă răbdare, căci răbdarea este poate cea mai bună dintre virtuți. În altă ordine de idei, îi urăm un bine a revenit invitatul din această seară, unul dintre prietenii de suflet a emisiunii, domnul Cristi Tudor. Mulțumesc de invitație, bună seara, bine v-am găsit. Domnule Tudor, ați avut prin prisma serviciului dumneavoastră de bază, acolo unde activați de câțiva ani buni, o iarnă destul de liniștită. N-ați avut evenimente, să spunem, spectaculoase. Natura, parcă mai bine ca în alți ani, n-a fost chiar neprietenoasă cu ceea ce înseamnă drumurile județului. Una peste alta, dacă ar fi un bilanț al primelor luni de iarnă, cum s-ar prezenta acest bilanț? Până acum, da, din punctul nostru de vedere a fost o iarnă frumoasă, din punctul cabanelor din rând, că a fost o iarnă urâtă, acum fiecare din ce parte o privește. Să știți că pentru noi, pentru drumari, nu zăpada ne face probleme sau ne sperie, pentru că întotdeauna zăpada o vedem, știm când pică, știm ce avem de făcut. Da. Pe noi cel mai mult ne deranjează atunci când apare poleiul, pentru că așa numita gheață neagră. Poleiul, în momentul în care apare, e un fenomen care se întâmplă destul de rapid, iar timpul de intervenție este destul de scurt. Dacă nu suntem pregătiți, acum cu noua tehnologie suntem mult mai bine anunțați, avem un timp de reacție mai mare datorită INM-ului care ne anunță și ne ține la curent și, după cum se știe, în acest sezon nu am avut niciun fel de accident, eveniment rutier nedorit din cauza poleiului. Am fost anunțați din timp, am acționat preventiv cu material antiderapant și nu au apărut probleme. Iarnă, într-adevăr, nu putem să-i spunem că a fost. Am avut două episoade de viscol în rând, ca în zona Rânci, în rest prea puțin. Am mai avut în perioada când au fost viscole în Dolj, am fost în zona respectivă, am ajutat colegii din Dolj și atunci am avut și noi în zona de sud a județului, la limita cu Doljul, în zona Melinești. Atunci, acolo am avut mai mult, să-i spunem, de lucru. Adică au fost vreo 2 zile și 3 nopți mai agitate. În rest, într-adevăr, mai puțin. Dar, cum zic oamenii popor, să treacă și Femartie. Femartie, da. Da. Deci, deocamdată, iarna nu este trecută. Bine, practic, astăzi suntem în prima zi din februarie. Mai avem cel puțin o lună și cam jumătate. Cam, da. Și după cum știm și din anii trecuți, am văzut că iarna puțin a început să se îndepărteze, să-și schimbe puțin lunile de acțiune, să-i spunem așa. Am avut zăpezi și în aprilie, în anii trecuți. Deci noi stăm pregătiți, avem stocurile de material antiderapant refăcute, zile trecute s-au refăcut în totalitate stocurile, utilajele toate sunt pregătite, stăm baze de servenți, echipe de mecanici, noi suntem pregătiți să acționăm ori de câte ori va fi nevoie și oricum în fiecare dimineață la ora 5, poate unii dintre noastre care plecați mai devreme de acasă, vedeți mașinile că pleacă pe drum chiar dacă este un carosabil uscat. Tocmai ele pleacă în ideea de a preveni apariția zonelor lunecoase, care apar în această perioadă datorită schimbărilor bruște de temperatură și diferențe destul de mari de la zi la noapte. În zona podurilor se formează condens, după cum știți și ați văzut și dumneavoastră, când mergeți cu mașina pe un drum uscat, la un moment dat, în zona podului apare umiditate, se vede acea umiditate. Acela este un polei care apare din cauza curenților de aer. Și acolo riscurile sunt cele mai mari. În zonele pantelor, iarăși apare această mare problemă a umidității, în zonele împădurite. Și atunci noi în fiecare dimineață la ora 5 toate utilajele pe fiecare drum pleacă, câte un utilaj ne mai fi nevoie să meargă în baterie, cum se acționează la zăpadă, pleacă și împrăște material antiderapant punctual în zonele unde noi le cunoaștem și colegii mei care sunt cu o vechime foarte mare în domeniu, ei deja le știu punctele critice care sunt. Ale județului. Da. Așa este. Din fericire, am fost și suntem în continuare feriți de tot ceea ce înseamnă capriciile naturii. Din punct de vedere geografic, mă refer, ne uităm la ce s-a întâmplat în debutul lunii ianuarie, în debutul noului an, când viscolul a paralizat efectiv tot ceea ce înseamnă activitate, trafic, circulație, buna funcționare a liniilor de curent. Absolut și a fost afectat. Iată Giurgiu, Călăraș, Constanța, Buzău, practic care în fiecare an de fapt îi vedem sub acele zăpezi și primăvara sub ape.
Voiam să vă întreb privitor la acest aspect. Știm că au fost acele situații cu prefectul de Giurgiu care nu răspundea la telefon și așa mai departe. În fine, nu aceasta era chestiunea de discutat. Cum se face că au existat voci în acea perioadă? Voci care spuneau că există metode, există tehnici noi, dar pe care România nu le are implementate în ceea ce privește această acțiune complexă de înlăturare a efectelor vremii destul de neprielnice. La ce se referă aceste metode? Nu. Ce voiau să spună domnii? În primul rând, haideți să o luăm altfel. În momentul, totul pleacă de cum este așezat un drum. Dacă un drum este pus în fața viscolului, așa cum vorbesc colegii mei mai tehnic, să le spunem, e pus în fața viscolului. Adică dacă știm că vântul bate de la stânga la dreapta și noi am venit cu drumul direct pe acolo, normal că va fi înzăpezit sau nu l-am protejat cu o perdea forestieră. Sau a fost cândva protejat și... Sau a fost protejat, dar în urma retrocedărilor noi avem inclusiv aici în Gorj și pe Hunedoara avem o astfel de problemă, au fost retrocedate terenurile până în axul drumului sau peste tot drumul. Deci avem în zona Bengești-Ocadia, avem un proprietar care a fost pus în posesie până în axul drumului de către primărie și de către cine face în proprietările acestea. Total ilogic din punctul meu de vedere. Foarte, și răspunsul a fost, păi drumurile nu au cadastru. Păi stai puțin, apar în toate hărțile, orice hartă, oriunde te uiți și toată lumea știe că acela este un drum național. Nu vorbim de un drum de uliță sau de un drum comunal. Și atunci, normal că când proprietarilor de terenuri li s-au dat terenurile înapoi, acele perdere de protecție care de fapt nu erau niște păduri care să spui, da, dumne, sunt prinse într-un fond forestier, într-un regim silvic, se taie într-un regim silvic, erau pur și simplu niște perdere de protecție, au fost defrișate, nefiind un control atunci imediat după Revoluție. Fără să se ia în calcul riscurile la care sunt supuse aceste drumuri în momentul defrișerii. Și din păcate la asta s-a ajuns. S-a încercat și noi acum, că și la Rânca mereu era acel veșnic scandal cu un... când viscolea să înzăpezea drumul pe creastă. Și am fost acuzați că nu folosim parazăpezi. Le-am explicat tehnic că aceste parazăpezi nu se pot pune pentru că ele implică o anumită distanță, se montează la o anumită distanță de drum, se pun la peste 60 de metri de axul drumului, nu poți să le pui în marginea drumului că nu faci nimic. Vântul vine cu viteză, formează cavalier de zăpadă și tot înzăpezește drumul. Dar pentru a termina cu acest scandal, să-i spunem, anul acesta a montat parazăpezi sau și colegii noastre le-au filmat. Deocamdată n-am putut să le vedem efectele dacă sunt sau nu sunt cele scontate de ei. Noi știm că n-o să facă foarte multă treabă, dar au fost montate și trebuie să înțeleagă toată lumea. Oricum, parazăpezile nu împiedică înzăpezirea unui drum, decât întârzie înzăpezirea lui. Adică ne dă nouă un timp de acțiune mult mai mare. Dacă un drum se închidea, se bloca, să zic, în 10 minute de la când începea viscolul, dacă avea zăpadă multă de adus, ei, cu parazăpezile poate să se ducă la o jumătate de oră. Dar oricum, dacă nu se intervine... Lasă un timp de intervenție. Da. Iar ce nu înțelege lumea, colegii de la București, de la CNAIR, au luat acele decizii de a închide drumurile. Am foarte mulți prieteni care sunt șoferi pe internațional. Și spunea, domnule, păi ai și afară, în momentul în care se pune vântul, se pune zăpadă foarte puternică, se închide autostrăzile, ne trage pe toți în parcări și nu mai discută nimeni. Că dacă îndrăznești să ieși în drum, amenda e atât de mare încât n-ai curaj a doua oară să o mai faci. Decizia de a se închide un drum, să știți că este foarte îndreptățită. Pentru că noi știm riscurile la care ne supunem. Noi, când spun noi, vorbesc de colegii, de toți colegii mei de la drumul, vorbesc și de cei care intervin în astfel de momente, adică de IGSU, de jandarmi, de ambulanță, de toată lumea. Ne supunem la niște riscuri foarte mari să ajungem la o mașină înzăpezită pe un viscol de peste 100 de km la oră. În primul rând, ne punem noi viața în pericol. Chiar dacă, spunea cineva, la un dat a fost Rânca închisă din cauza viscolului și spunea, păi domnule, băgați multe sărărițe. Păi bun, ce poate să facă o sărăriță la viscol? Că nu era problema de zăpadă, era problema strict de vizibilitate. Acel șofer, nu știu, conduce cu trei perechi de ochi, vede mai puternic prin viscol cel de pe sărăriță? Nu, toți sunt oameni. Și riscurile de a produce niște evenimente nedorite sunt foarte mari și la noi și la ei. Într-adevăr, suntem plătiți să facem niște lucruri, dar asta nu înseamnă să ne expunem
într-un, să exprimăm viața chiar atât, să o luăm cu capul înainte, pentru că niște șoferi nu au vrut să înțeleagă. Pe autostradă, la un moment dat, s-au blocat niște mașini și am discutat cu colegii de la București și am zis, mă, dar cum au reușit aia să treacă? Pur și simplu au ocolit barajele de poliție, deci știau că este autostrada închisă și au ocolit, știau niște drumuri mai laterale și au intrat pe acolo ca să rămână înzăpeziți. Pur și simplu că asta s-a întâmplat. După aceea trebuie să ducă pompieri, ISU, toată lumea să ducă să-i scoată. Din punctul meu de vedere, după părerea mea proprie și personală, aici trebuie puțin umbla la legislație, acei conducători auto care nu respectă indicațiile, că e personal de la drumul, că este poliție, că este jandarm, că este pompier și îi dă indicația, drumul s-a închis, vă rog să nu mai mergeți mai departe și nu respectă, să suporte toată cheltuiala intervenției. A doua oară nu va mai face să mai pună în pericol atâtea vieți. Cu siguranță. Primul rând pe lui costul, și-o pune în pericol. Costul, să spunem, deplasării, costul intervenției este unul destul de substanțial. Adică, ca să înțelegeți, noi avem acel utilaj autoșenilat, aceea de intervenție, salvare montană. Eu sunt cel care o și, eu sunt singurul autorizat să merg pe ea, de aici, de la noi, de pe regional, la Oltenia. Pe noi ne costă, ca să înțelegeți, am fost chemați la Craiova, era riscul să închidă drumuri, ne costă enorm de mult să deplasăm acel utilaj. Ok, sunt banii de la buget, dar oamenii trebuie să înțeleagă că orice cheltuială care se face de la dezăpezire, să ia de la reparațiile de vară. Corect. Deci bugetul este același, să nu creadă cineva că dacă la sfârșitul iernii secția Târgu Jiu sau secția Craiova nu a ieșit cu 3 mașini, banii ăia îi bagă șeful de secție în buzunar. Nu, banii rămân și se duc în bugetul de reabilitare de vară, reparațiile de vară. Deci nu rămân niște bani să zică gata, s-au terminat, a trecut iarna, n-au ieșit ăștia nenorociții, cum ne spun. N-au ieșit să dea cu sare când vrea fiecare conducător auto, că o să ajungem și la lucrul ăsta, să explicăm ce înseamnă dezăpezire și cum se face, și banii îi împart între ei. La un moment dat eram acuzat că închidem drumul și pontăm mașinile, dar noi vindem motorina. N-ai cum, le spun tuturor. Toate utilajele de zăpezire au GPS. Bine, mă gândesc că erau glume, nu cred că v-a acuzat cineva serios. Au fost acuzații în fața camerelor de la vederi. Adică acuzații destul de reale. Toate, deci orice utilaj, inclusiv încărcătorul, care nu pleacă din curte decât încarcă material antiderapant într-un utilaj, are GPS pe el. Deci absolut 5 minute dacă se învârte roata, atât este pontat. Șeful de district care îi face primul pontaj unui utilaj, nu poate să-i spună, să vină șoferul să zică, mai sunt și discuții de genul ăsta și de-aia vreau să le lămurim toate, păi ieșea șeful de district motorina și îi pontează. Nu poate. Pentru că dacă pe GPS nu lui apare 3 ore, dar șeful de district taie el cu pixul și zice 5, va ajunge la controlul preventiv, la compartimentul tehnic și acolo se va vedea, mă, stai că nu e ok. Și îl cheamă, ce s-a întâmplat? N-a mers GPS-ul, nu mai sunt cazuri, da, pică un GPS, dar pică unul la 100 de utilaje, deci nu, este exclus. De când s-a implementat sistemul GPS, este un control foarte, foarte strict și nu se mai poate... Nu se mai pot face niciun fel de aranjamente, să le spunem cu ghilimele de rigoare. Amintiți dumneavoastră de operațiunea complexă din punctul meu de vedere a dezăpezirii. Ce presupune în linii mari și pe înțelesul tuturor această operațiune? Căci nu puține au fost cazurile, nu neapărat aici în Gorj, dar în țară, în care drumarii, cum le zic șoferii, drumarii au fost acuzați fie că nu intervin, fie că nu-și dau interesul, fie că utilajele pe care le folosesc nu sunt, să spunem, întotdeauna cele mai eficiente pentru operațiunea respectivă. Deci, noi acționăm după un normativ, se cheamă normativul ANRD 525. Este un normativ făcut împreună cu Inspectoratul de Poliție, cu IGSU, drumarii, toată lumea. Toți au pus umărul și au făcut acest normativ. Fiecare a venit cu ideile lui și le-am pus pe foaie și după acest normativ se lucrează. Care, bineînțeles, în fiecare an mai suferă ceva mici modificări pentru că apar substanțe noi, apar utilaje noi, ce spunea și noastră, care sunt prinse în acest normativ dacă se consideră că este nevoie să fie folosite. Ca de exemplu, anul trecut a fost modificat pentru a fi introdus în planul general de intervenții aceste autoșenilate care au fost achiziționate, au fost 8 la nivel de țară. Bun, cum se procedează? În momentul în care se primește atenționare meteo de la INM, la noi, în fiecare, la nivel de regional, există un ofițer de serviciu, un dispecerat, care primește această atenționare ori de la companie, ori de la INM.
în timp destul de scurt, primește atenția, transmite către sediile tuturor secțiilor. La noi, pe regionala Oltenie, sunt 5 secții. Se transmite către fiecare secție, către ofițerul de servici. În perioada 15 noiembrie 15 martie este ofițer de servici 24 de ore din 24 la fiecare secție de drumuri. Se transmite prin fax și se confirmă telefonic că s-a primit atenționarea. Deci să nu existe, să poate întâmpla, nu este hârtie într-un fax. Să eliminăm acest risc, se confirmă telefonic primirea lui. Imediat ofițerul de servici din cadrul fiecarei secții de drumuri transmite către districtele de drumuri, unde la fel sunt ofițeri de servici, care nu întotdeauna, dacă îi căutați, se poate să nu-l găsiți în sediul districtului, dar este cu telefonul lângă el, pentru că ei pleacă pe mașini să vadă traseele. Ei, în momentul în care fiecare a primit atenționarea, dacă este cod galben, este obligatoriu ca șefii de district să fie în baze, atâta timp cât este codul galben, portocaliu sau roșu, șefii de district scuzați, șefii de district sunt în baze, deci nu au voie să părăsească districtele, au acolo dormitoare, au tot ce trebuie și se așteaptă începerea ninsorii. În momentul în care știm că la ora 5 avem atenționarea, începe să ningă. Bun, stăm pregătiți, avem mașinile încărcate cu material antiderapant. Când începe să ningă, că niciodată n-a început să ningă brusc, torențial, să-i spunem, cu toate că nu există termenul abundent la ninsoare, dar să-l înțeleagă toată lumea. Ei, atunci utilajele ies pe traseu. Fiecare district are un număr de kilometri arondat. Pe fiecare district, conform fiecărui număr de kilometri, fiecare are un număr de utilaje. Scuze, sunt puțin răcit și... Fiecare are un număr de utilaje. Utilajele pleacă fiecare pe traseu și în prăștie materialul antiderapant, nisipul cu sarea, ca să înțeleagă lumea ce este material antiderapant. De ce facem lucrul ăsta? În momentul în care începe să ningă, zăpada se așterne pe drum, nefiind material jos, îngheață, face bloc de gheață și va fi foarte greu de îndepărtat. Corect. Având nisip și sare, se topește primii fulgi care pică, se vor topi și nu se va mai forma, cât de puternic va ninge, nu se mai formează gheață. Acum, după ce utilajele termină de răspândi materialul, se retrag în districte, pentru că nu mai au ce face pe drum. Până când zăpada nu ajunge la 2-3 cm, nu se poate interveni cu lama. Pentru că dai degeaba, dai cu lama să toci cauciucurile, lamele de cauciuc, atât, altceva nu ai ce face, că nu ai ce lua de pe drum. Înțelegeți? Dacă n-ai o zăpadă de 2-3 cm, n-ai ce lua. Nu mai există riscul, având material antiderapant deja dat, nu mai există riscul derapajelor, dar aici implică și atenția conducătorilor auto, pentru că sunt anumiți conducători care au senzația că sunt cel puțin Schumacher. Chiar am trăit lucrul ăsta, ne-a depășit, eram cu sărărița, a trecut în viteză pe lângă noi, ne-a mai și claxonat și ne-a arătat niște semne să mergem mai repede și în prima curbă a sărit în șanță. L-am și întrebat, zic, ce ai rezolvat că ai depășit sărărița? Nu mai bine mergeai în spatele nostru și ajungeai în siguranță? Păi mergeți prea încet. Totuși e un utilaj de 40 de tone. Nu poți să mergi cu el cu viteză. Bun, să revenim. S-au retras utilajele în bază și așteaptă să ningă. În momentul în care zăpada a ajuns la 2-3 cm, se dă ordinul de ieșire. Și pe fiecare tronson de drum, utilajele deja, să știu, băieții șoferii știu, fiecare are partea lui, pleacă în baterie. Le spunem noi, adică unul merge la axul drumului, cel din spate merge în lateral să ia până în marginea drumului și curăță aproape o bandă jumate de mers. O bandă jumate de drum. Deci banda lui și puțin din banda cealaltă. Ei, cel din spate, în momentul în care vine, aruncă și cu material încă o dată, pentru că noi deja luând zăpada de jos, cu tot cu cioafla care a fost formată datorită materialului antiderapant aruncat înainte, ia totul, dacă lăsăm așa, îngheață din nou. Corect. Pentru că temperaturile sunt scăzute și riscul să înghețe este foarte mare. Atunci mașina din spate aruncă din nou material. Ai spunea unii că o să fac paranteze la fiecare să terminăm cu acele suspiciuni. Spuneam, dom'le, dar am văzut că nu aruncă material. Păi dacă vine cel din spatele lui ăsta, din față n-are rost să arunce, că îl ia ăla cu lama și îl dă în șanț. Ce facem? Aruncăm banii în șanț. Înțelegeți? Bun, împrăștiem material în continuare. Asta decât în momentul în care nu sunt zăpezi abundente. În momentul în care ninge foarte puternic, nu se mai acționează cu material. Se lucrează numai cu lamă. Pentru că dacă noi dăm material, nu facem decât, având o acțiune foarte, stând continuu pe drum cu lamele, nu facem decât să luăm materialul antiderapant, să-l aruncăm în șanț.
materialul antidrapant nu acționează instant. Mai spunea cineva că vedea la televizor cum dădea cu nu știu ce soluție și se topea imediat. Deci totul este vorba de temperaturi. La minus sarea acționează până la minus 4 grade, după minus 4 grade deja nu mai acționează, nu mai topește. Acolo se dă cu clorură, de la minus 4 grade în jos, se dă cu clorură până la minus 20 de grade. Bun. Clorura, la fel, nu acționează instant. Deci ce vedem noi la televizor, nu prea, sincer m-am uitat și eu și am încercat să observ, să văd, ia, cum acționează instant. Nu. De fapt, ce vedem noi? De rămâne drumul negru. Exact ce vă povesteam, materialul antidrapant aruncat înainte, a nins și vine cu lama și ia tot și rămâne asfaltul negru. Dar în spate el dă în continuare cu acea soluție ca să nu înghețe. Aia vedem noi. Dar ni se pare că dă și gata, rămâne totul negru. Și la noi se întâmplă la fel. Dacă mergeți după o lamă de zăpezire, la fel o să vedeți că rămâne asfaltul negru. Bun. În momentul în care zăpada, căderile de zăpadă sunt foarte abundente, nu se mai acționează cu material antiderapant, pentru că aruncăm banii degeaba. Se merge numai cu lamele, se formează stratul de zăpadă pe carosabil, dar drumul se menține deschis cu un strat de 2-3 cm de zăpadă afunată, până în momentul în care zăpada se oprește. Se circulă în condiții de iarnă, de carosabil acoperit cu zăpadă, este în normativ perfect legal, deci nu se mai spune cineva, domnule, dar nu e ok să mergi pe zăpadă. Cum să nu? Se merge foarte bine și în străinătate, dacă nu uităm, se merge pe zăpadă. Da, mersul pe zăpadă, atâta timp cât se face în condiții de siguranță. Exact, adică nu ai suluri de zăpadă exact. Pe drum să te blocheze în ele, să nu depășești în egală măsură viteza, respecti condițiile de trafic, totul este ok. Și atunci se acționează numai cu lamele. În momentul în care s-a oprit zăpada, venim cu material antiderapant, dăm cu antiderapant, zăpada se toacă, se topește, se toacă, depinde și de temperaturi foarte mult, repet lucrul ăsta. Pentru a nu mai exista suspiciunea că de ce nu se dă, sau se dă și nu se întâmplă nimic, că nu avem sare bună. Sarea e la fel toată. Nu există o sare mai bună sau o sare mai puțin... O sare mai sărată și o sare mai puțin da, sărată. Da, păi de asta v-am spus că vreau să insist pe toate lucrurile care noi ne lovim de ele. Poate cei care ne privesc acum chiar au făcut acuzațiile și o să le-și dea seama. Deci am fost acuzați că avem o sare de proastă calitate. Nu există. Sarea tot de la salină. O luăm de la salină de la Vâlcea, de la o salină de stat. Nu este adusă de nu știu ce firmă. Mai spuneau că aducem sarea din nu știu ce țări străine. Deci cum se spune, din orice chestiune se fac bani și pe laterală. Da. Nu. Sarea este adusă de la salina din Vâlcea și nisipul e luat de la noi din Gorj. Deci să nu mai existe suspiciuri. Și atunci, în momentul în care s-a terminat operațiunea de dezăpezire, drumurile se curăță, niciodată noi nu luăm pauză. Etapa următoare, se curăță toată partea carosabilă, acostamentul, se curăță trotoarele, se curăță podurile și în momentul în care am terminat cu totul, v-am spus, urmează aceste revizii periodice ale drumului. Da, dumneavoastră nu luați pauză, însă noi, stimați telespectatori, suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne auzim, ne vedem din nou după. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Sece Robleo, prin locațiile din strada 14 Octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis. Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, mințe de grâu, triticale și orz import Germania marca Saten Union. Saten Union. Informații la numărul de telefon 0769633205. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor
numărul 35. Max, pentru casa ta. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servicii automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. A apărut. A apărut. Este acum pe piață. Trebuie să-l ai și tu. Cel mai nou MP3. 110 piese. Nume mari ale folclorului românesc. Am ocolit lumea toată și oriunde am căutat. Emil Badea și prietenii, pe compilația Tu ești floarea mea aleasă. Îl asculți și nu te mai saturi. Spun cu drag la oricine că ești floarea mea aleasă. Tu ești floarea mea aleasă. Un CD marca Amy Evans Music. Cei mai frumoși ani ai tăi i-ai dat să fie ai mei. Caută acest CD în toate magazinele de specialitate. Am revenit, stimați telespectatori, cu a doua parte a emisiunii. Dacă în prima parte am încercat și am aflat în mare parte ce înseamnă secretele unei dezăpeziri de succes, astfel încât să nu mai acuzăm pe nedrept de cele mai multe ori drumarii că nu-și fac treaba, ducem acum discuția spre, să spunem, consecințe ale ceea ce numeam în prima parte a emisiunii condusului mai puțin preventiv. Domnule Tudor, știm că în ultimii ani, fie din cauza vitezei, fie din cauza imprudenței în trafic a multora dintre participanți, mă refer aici atât la conducătorii auto, cât și de cele mai multe ori la pietoni, avem tot felul de incidente regretabile. Ultimul eveniment, știu că l-ați urmărit, mi-ați urmărit și mie postările mediul online atunci când m-am arătat revoltat de ceea ce s-a întâmplat în zona complexului comercial Păltiniș. A fost uciderea, efectiv, petrecerea de pietoni a două persoane, întâmplător mi-erau și vecini acei oameni. Impactul se presupune că s-a produs undeva cu 120 de km la oră într-o zonă cu restricție de 30, într-o zonă intens circulată, într-o zonă în care, în egală măsură, și subliniem acest lucru, parcările
amplasate de fosta administrație locală a municipiului Târgu Jiu sunt total improprii, o limită a parcării terminându-se în 40 de centimetri până în trecerea de pietoni, mașinile fiind parcate în diagonală. Ceea ce, chiar și pentru o conducere cu 50 la oră, deci puțin peste limita aceea de 30, face imposibilă o oprire în condiții de siguranță, fără să atingi, atenție, omul care pune piciorul pe trecerea de pietoni. Știm că ați avut și aveți în continuare o atitudine, să spunem, civică de corectare a acestor persoane care au mania vitezei, dumneavoastră propunând în spațiu public, atât în răposata campanie electorală, cât și după, să se amenajeze spații dedicate exclusiv, să spunem, condusului în siguranță, adrenalinei. Exact, condusului în siguranță a unor mașini cu mulți cai putere. În ce cheie trebuie să privim toată această nepăsare, să spunem, a autorităților locale, nu numai în Târgu Jiu, pentru că este o chestiune generală. Să știți că în multe localități s-a înțeles necesitatea, pentru a se face aceste circuite, aceste bucle, liniuțe, cum vreți să le spuneți. Să revenim la evenimentul nedorit. Deja la 120 de km la oră ești foarte conștient, eu sunt conducător auto, și știu când accelerez și ajung la 120 de km la oră, știu că am 120 de km la oră, deci sunt conștient. Eu nu l-aș acuza pe acest conducător auto de ucidere din culpă. L-aș acuza de crimă cu premeditare. A premeditat să ajungă la acea viteză. Fără discuție, altfel nu apeși ca nebun. Punct. Dar în aceeași măsură i-aș acuza de ucidere din culpă pe cei care se fac vinovați direct, n-aș putea să le spun indirect, de acele amenajeri în zona respectivă. Total impropriu. Da. Pentru că aici nu este problema, nu putem să acuzăm primarul. Nu. Clar. Chiar dacă nu. Foarte multe chiar lume dacă a acuzat, dumnealui semnează, da, sau semnează, asemnat. Dar este vorba ce semnez ca primarul. Știți că la un moment dat când a fost accidentul colectiv, anumite primării și anumiți primari au spus da, foarte bine, nu când l-au arestat pe piedone, au zis nu mai semnăm ca primarul, citim tot. Știți că s-a blocat tot, absolut tot în sistemul. Să citești fiecare act, să citești care fiecare act și să-l boc, și înțelegi și dacă nu-l înțelegi trebuie să iei, să vezi, să ceri lămuri, înseamnă să blochezi tot sistemul. De aceea primarul are un aparat sub are el, direcții, are direcții, are conducători de direcții. Exact, care trebuie să-și asume. Și atunci, acele parcări nu putem să spunem că nu le-am văzut niciodată. Sunt acolo din totdeauna și le știm. Dar sunt forțate. Sunt forțate, corect. Și problema nu că parchează o mașină mică pe care mai ai șansa să vezi peste ea. Parchează dubițe, camionete. Este o zonă comercială. Este o zonă comercială, corect. Unul la mână. Acele parcări n-au ce căuta în față. Da? Corect. Să fie făcute în spate. Corect. Pentru o zonă comercială să fie o parcare securizată, închisă, nu în stradă. Pentru că fiind un drum cu două benzi, obligația administratorului drumului public este de a se asigura că circulația se desfășoară fără obstacole. E o chestie în loc, e 4, știu, puteți citi toată lumea. Ei, pe când dacă administratorul drumului a lăsat niște mașini, să se parcheze niște mașini în stradă, înseamnă că a produs un și cel puțin blocaj, o bandă pe sens este obturată. Este obturată de aceste parcări. Nu știu dacă sunt avizate de către serviciul poliției rutiere. Ele sunt marcate ca atare. Domnul meu. Și eu pot să marchez orice și în fața blocului pot să marchez o pistă de heliport. Dar nu înseamnă că e omologată și este în regulă, funcțională. Este legală, funcțională. Da? Parcările se pot marca. De către cine este problema dumnealor. Dar trebuie văzut. Poliția rutieră și-a dat acel aviz. Pentru că orice se întâmplă pe un drum public, indiferent de administratorului, că este compania de drumuri, că este direcția de drumuri județene sau o comună, da? Fiecare drum are un administrator, trebuie să aibă un aviz al poliției rutiere. Și aici se vadă, poliția rutieră a dat aviz pentru acele locuri de parcare la 40 de centimetri, am reținut bine. Da, cam așa este. De trecerea de pietoni. Dacă da, să răspundă, dacă nu, să răspundă cel care a hașurat acolo, a tras linia. Pentru că nu putem să acuzăm numai o singură persoană de o astfel de tragedie. O culpă comun, nu ar fi moral, din punctul nostru de vedere, să spunem șoferul este de vină. Da, el este de vină pentru omor calificat. A spus, eu nu-l acuz de ucidere din culpă, că n-ai cum, a fost a premeditat acea viteză, nu poți să spui că i s-a blocat accelerația, da? Iar ceilalți să fie acuzați de ucidere din culpă pentru că au avut o culpă când atâția ani de zile au stat și au închis ochii în acest. Și nu este singurul loc unde se întâmplă astfel de parcări.
Uitați-vă la ceea ce înseamnă, că tot vorbeam de asta, uitați-vă aici, în zona centrului, ce înseamnă parcare în zona unei bănci, peste drum de Casa de Cultură. Este o bancă, da? O bancă privată. Este parcare imediat după curbă, cât în 6 metri, în 5 metri, după care vine parcare. Da. Iarăși destul de impropriu așezată, fiind imediat după curbă. Bun, ajungem în zona stației de autobuz, stației de transport în comun, o idee mai încolo, spre zona Dacia, avem locuri de parcare exact la, să spunem, un metru dincolo de stația de mijloc de transport în comun. Unde este logica? Acum, dacă e să o luăm logic și din punctul de vedere al administrației publice locale, o să zic că noi nu avem unde să facem locuri de parcare. Absolut de acord, dar nu așa. Bun, vă contrazic. Știm foarte bine că s-a vândut un mare spațiu pe zona Victoria, da? Către un dezvoltator imobiliar care a dezvoltat un market, un supermarket. Da. Primăria oare nu putea să meargă să cumpere acel teren să facă parcare? Sau, eu unul vă spun, eu, sincer, dacă aș fost să fie puterea în pixul meu, atunci spuneam, bun, îți dau autorizație să faci acolo, cu toate că o să-mi bulversez traficul în zona respectivă, dar îmi faci parcare subteran pentru 200 de mașini, gratis. Vă referiți peste drum de teatru? Nu. Da, unde? În Victoria, în jos, unde se deschide acel mare supermarket nou. Supermarket, da. Și care atenție, pune în pericol de altfel o nouă încercare a autorităților locale de a pune pe lista UNESCO, pe lista patrimoniului UNESCO, ceea ce se dorește a fi opera lui Brâncuș pusă acolo. Eu vorbesc pe Victoria, în jos, la liceul 2, mai jos de liceul 2, unde, da, nu cel de aici. Am realizat, nu discuția de aici din centrul orașului. Nu, și atunci să pot identifica anumite spații. Ok, sunt la privat, le cumpăr. Eu, primărie, le cumpăr. Să-mi rezolv problema, le cumpăr, fac parcări, da? Pentru că acum și noi suntem foarte comozi și o să fiți de acord cu mine toți. Și la pâine, dacă putem să ne ducem cu mașina și până la mașină să ne ducem tot cu mașina. Așa ne-am învățat, comozi. Niciodată evităm cât mai mult să mergem pe jos. Dacă este posibil să băgăm, am văzut lucrul ăsta și la Rânca, dacă s-ar putea băga mașina pe pârtie, o bagă pe pârtie. Deci nu e niciun fel, doamne, trebuie să merg cu mașina. Nu, trebuie să mai învățăm să lăsăm mașina și deoparte, să o parcăm și la 100 de metri, 200 de metri de loc unde avem treabă. Cum rămâne, pentru că mi-amintesc că am discutat și acest subiect și am și râs împreună despre, să spunem, proiectele futuristice privind parcările subterane, parcările supraterane, pe care le-am văzut în programul de campanie la locale din partea unei formațiuni politice. Au rămas proiecte de campanie, că din păcate candidatul nu mai e. Absolut de acord, însă nu este ok. Nu este deloc ok. V-am spus, eu, unul, așa o văd rezolvat această problemă a locurilor de parcare din Târgu Jiu. Primăria are bani, n-are bani, se împrumută, găsește o variantă, cumpără niște terenuri, care sunt destul de multe, sunt terenuri virane în Târgu Jiu, sunt foarte multe. Cumpără aceste locuri, amenajează parcare supraterană și subterană, fac niște locuri de parcare și atunci, da, pot să vin să-l amendez pe șofer că și-a lăsat mașina lângă trecerea pietoni sau a parcat nu știu cum. Da? Dar dacă luăm numărul de locuri de parcare din tot Târgu Jiu, să vedem că sunt la jumate de câte mașini avem înmatriculate în Târgu Jiu. Da, deci este o mare problemă. Apropo de mașini, parcate chiar pe trecerea de pietoni, deseori obturând iarăși vizibilitatea participanților la trafic, atât a pietonilor cât și a conducătorilor auto, să ne amintim că în vara trecută o bătrână a fost omorâtă în zona unui hotel și a unei terase de pe Bulevardul 1 Mai. Foarte clar ce se întâmplă pentru că atenție, am și scris despre acest lucru și m-a întrebat lumea ce tot insist pe acest subiect că nu prezintă interes. Atenție, inclusiv la venirea celor de la rutieră să constate accidentul, să vadă ce e acolo, inclusiv a legiștilor și așa mai departe. Mașinile care au făcut imposibil ca șoferul să vadă acea femeie erau în continuare parcate pe trecerea de pietoni în dreptul acelui hotel. Și nu s-a întâmplat nimic. Este inadmisibil. N-am văzut să se întâmple ca măcar în momentul constatării morții până la urmă, uciderii, că nu e crimă neapărat în sensul larg. Nu. Dar să vină să întrebe cel de la rutieră, ofițerul de la rutieră, domnule, ce-i cu mașina asta aici? Știi că n-ai voie să parchezi? Știi că trebuie să o duci la 25 de metri după și înainte trece de pietoni? Da, n-am văzut acest lucru. Păi se tamponează mașini, sunt pietoni loviți pe trecere de pietoni,
Se vine, se constată, se pleacă la morgă, Doamne ferește, în cele mai rele cazuri, însă mașinile care sunt parcate acolo nu sunt deranjate și nu mai putem să o dăm pe aceea veșnică a românului că mașinile celor care sunt acolo sunt ale unora cu bani. Nu! Oricine își parchează mașina exact, acolo nu deranjează nici rutiera. La un moment dat nu mai ai unde să parchezi. Orașul este sufocat de mașini și nu mai ai unde să parchezi. Și atunci, vrând nevrând, faci și așa ceva. O lași, ori mai aproape trece ai pe turn, ori un trotuar. Pentru că nu mai ai unde. Bine, mașini urcate pe trotuar este orașul sufocat. Povestea un prieten, așa ca un cancan, în față, în zona pieței, la o cafenea mai de fițe, venea mereu un tip cu o mașină destul de scumpă și parca pe interzis. Polițistul local, care știm că mereu sunt în zona respectivă, de fiecare dată îl sancționa. Și vedeta de oraș și tot zicea cât e amenda, 2 milioane și jumătate. Asta e, beau cafea cu 2 milioane și jumătate, nu promovă. Îi dădea banii, îi tăia ghitanța, îi tăia. Până la un dat când l-a întrebat un prieten, bă, da, tu mai ai permis, câte puncte mai ai? Că vezi că, păi cum, că nu-mi ia puncte polițistul local. Ba da, îți ia și puncte. Deci nici măcar nu cunoaștem legile foarte bine, dar ne place să ne arătăm și noroc că valoarea. A băut cafeaua până la aproape, până la 14 puncte, a ajuns cu cafeaua. Deci chestie, caz real, puteți să întrebați la poliția locală, că sigur aveți cunoștințe, până s-a desumflat. Nu și-a mai permis să bea cafeaua atât de scump, dar ăștia sunt, din păcate, sunt și astfel de oameni în Târgu Jiu. Și trăim cu ei, îi vedem, ăștia sunt. Referitor la proiectul meu cu acea pistă, bucla, liniuța, cum vreți să-i spuneți, sunt foarte mulți tineri pasionați de mașini. Deci sunt prieteni, Costi Partenie, și-a modificat și-a pus turbină de Iveco, de camioane, de nebunii. Oamenii sunt pasionați, le repară în fața blocului, cu mâinile lor, ei le fac. Nu bagă mulți bani, că nu au, dacă ar avea, ar băga și mai mulți. Ei vor și ei să fie... Să intre în legalitate, să facă aceste lucruri legal. În Pitești se face în oraș liniuța. În Craiova e de-a lui Bucovățului. Se câștigă foarte mulți bani. Vorbim ca municipalitate, ca oraș. Adică gândiți-vă, vine 100 de nebuni, numai ei cu mașinile, plus prieteni, familii și alții pe lângă, care vin și poate stau o zi, poate stau două, da? O zi, două, mănâncă, bea, ies la distracție, vin și lasă niște bani aici. De ce să nu facem și noi lucrul ăsta, să luăm... Ați identificat un astfel de loc? Sunt foarte multe locuri. Avem o linie dreaptă, de exemplu, vechiul drum, dacă știți, la un dat, se vrea să barajul de la Sadu, de la Porceni, de aici, vreau să facă barajul foarte mare. Da. Și inunda Castru Roman și actualul drum DN66. Și s-a făcut un drum de beton puțin mai sus, către Curtișoare. O linie dreaptă, da, un drum de beton. Da. E o zonă extraordinară. O liniuță, o linie dreaptă acolo, este extraordinar. Ei, asta vor ei. Și în afară de asta, ce mai rezolvăm? În afară de faptul că se duc băiții ăștia care, în momentul de față, da, să știe, fac liniuțele în oraș. Le fac pe centură, le fac în zona Curtișoara, le fac în zona Cetului, până acum prin oraș. Până acum ceva timp le făceau și pe Bulevardul 1 Mai. Și pe Bulevardul 1 Mai. După ora 11 seara era, da, prin Bulevardul. Pentru că nu au unde. Da? Deci există, le fac, sunt, îi știm, ei vor să le facă legal. Ce rezolvăm dacă îi ducem... Investim niște bani într-o astfel. În primul rând, scoatem pe ei din oraș, nu mai punem în pericol viața altor participanți la trafic sau pietoni sau, da? Evităm aceste evenimente nedorite, câștigăm niște bani ca și municipalitate, iar un lucru foarte important, care eu îl consider că este foarte important, iau puștiul de 18 ani, care mama și cu tata lui au niște bani mai mulți și au cumpărat o mașină destul de puternică. Dar el, săracul, nu știe decât că are două sau trei pedale. Depinde de tipul de transmisie, manual sau automat. Dar nu știe ce se întâmplă dacă accelerează și ajunge cu acul la 100. Lui îi place că a ajuns la 100, 120, 130. Nu știe ce face dacă apasă frâna în momentul ăla. Pentru că n-a avut unde să încerce. Și ajungem la un astfel de eveniment când îi dă trompă prin oraș și apare un bătrân pe trecerea pietoni. Și pe care nu poate să-l mai evite. Și nu mai poate să-l evite, că oricum el, dacă frânează degeaba, că la 120, într-o așa scurt, nu poți să mai faci absolut nimic decât te duci sanie, neștiind cum să virezi mașina, neștiind ce să faci, cum să iei, apeși frâna, cu câtă putere să o apeși. Ei, atunci, având aceste trasee securizate, cum le-am spus noi, ce înseamnă securizate? Nu vă gândiți că o să vină să ne păzească cineva acolo? Dom'le, știu sigur că nu-mi sare nimeni în față, nu am obstacole puse pe drum, toată lumea, cei care merg să privească, stau pe margine, totul este securizat din acest punct de vedere. Și vine, avem atâția piloți
de curse. E Costică Ciufrilă, un pilot foarte bun. Care da, el, în ultimii ani nu da, s-a mai dat cu lipsa mașina, banilor, da. Să știe că... Dar el a zis, da, domnule, eu merg și la etapă învăț, de, de circuit național. Da? Da. Și el a spus, da, mă, merg eu și învăț. Hai să facem academie. Am zis noi academie, că nu este o academie. Hai să facem chestia asta și îi învățăm cum să conducă. Îi învăț ce înseamnă să iau un viraj în viteză, ce înseamnă să iau o frână, ce înseamnă la un moment dat să știi să te răstorni. Că și să, la un moment dat, inevitabil există ajunge această posibilitate de a, da. De a te răsturna cu mașina. Sau de a încerca să eviți ceva mult mai grav prin a provoca un accident. Există riscul ăsta. Îți intră unul pe contrasens, ce faci? Dai în el frontal sau ieși stânga sau dreapta. Trebuie să fii foarte atent ce faci. Lovesc în stânga sau lovesc în dreapta. Sunt lucruri care, da, se întâmplă. Și atunci, de ce să nu facem lucrurile astea? Ați pentru... găsit deschidere în, din partea nu. Autorităților? Nu. Și vă spun sincer, nu. L-am dat, nu știu dacă ați o motivare, văzut... În... O motivare v-a fost dată? Nu. Pur și simplu au rămas tot cele de mult. Sunt prea nebuni cu mașinile. Lasă-mă că-s nebuni. Nu. Am fost la domnul președinte, la Cosmin Popescu, am discutat despre etapele de rând, ca etapă județeană. A rămas să mergem să ne întâlnim cu dumnealui în zilele următoare, o să ne facem timp. Deci dar cu o relativă deschidere, să spunem că ar fi. Da, pe partea de organizare, de etape, da, partea de chestia asta, ce vrem noi să facem acest circuit, din păcate nu ține de, de președintele Constituțean, că mai mult ca sigur o rezolvam cu dumnealui. Din păcate, în administrația publică locală, nu, nu e o deschidere pe subiectul ăsta. Se merge pe altceva, poate le este frică de... Consecințe. Consecințele care... Deși dacă este în cadru organizat, spuneați dumneavoastră și este foarte adevărat, da. Nu văd ce să se întâmple negativ. Poate cei care sunt veșnici abonați la mila administrației publice locale ar fi nemulțumiți că s-ar investi și în lucrul ăsta și atunci evită să ne mulțumească anumite categorii. Foarte probabil. Domnule Tudor, vă știm un apărător al, să spunem, drepturilor civice, vă știm un om care atunci când a avut ocazia a ieșit în față și nu de puține ori a spus lucrurilor pe nume, indiferent deseori de consecințe. Cum se vede gestul halucinant făcut de guvernul Grindeanu sau Dragnea, nu știu cum să-l mai numesc, aseară, târziu, noapte, hoțește, este impresia pe care ne-a lăsat-o multora, de a promova o inițiativă legală, corect, absolut legală, pentru că este dată legal, prin care s-au dezincriminat o serie întreagă de fapte de natură penală, cap de listă fiind abuzul în serviciu. Lucru de care domnul Dragnea, cel care este în spatele acestei mascarade ieftine, dar perfect legale, nu se face străin în ideea în care dumnealui are un proces pe rol, fiind acuzat de abuz în serviciu și unde, atenție, dacă ar fi acuzat, și asta cred că multă lume nu știe, dacă ar primi o condamnare chiar și cu suspendare, el mai are una, este în perioada de probă, iar aceasta o a doua potențială încarcerat. Va fi încarcerat. Deci imediat ar trebui să fie încătușat și dus către locul acela de întristare, ca să-i spunem așa. Cum trebuie să privim tot ce s-a întâmplat aseară? Sincer vă spun, m-am culcat la 1:30 urmărind evenimentele de la televizor și nu-mi venea să cred că se întâmplă așa ceva în 2017 într-o țară ce se vrea normală la cap. Eu m-am culcat pe la ora 9, am fost foarte obosit și m-a tristat dimineața cu ordonanța șocat. Dată. Deci, șocat. Citeam pe Facebook dimineața, am obiceiul ăsta de a mă uita pe mată. Și ziceam, nu înțelegeam ce... Stai, care e gluma, că nu prindeam. De ce atâtea injurii și de atâtea comentarii? Deci ca să ne înțelegem, grațieri se fac în toată lumea. Nu vorbim de grațieri, da. Vorbim strict de ordonanță. Ordonanțe de modificare a unei astfel de legi este, deci o astfel de lege clar nu trebuia modificată prin ordonanță de urgență a guvernului. Și nu în maniera asta. În noapte. Da. Ok, trebuia mers cu ea în fața societății civile, în parlament, să lăsăm parlamentul să decidă pe o astfel de ordonanță. De fapt, pe o astfel de lege, de modificare a legii. Ok, trebuia făcută. Modificarea codului penal trebuia da, făcută. Codul era de lucrat pe el. De acord. Sunt foarte, și Curtea Constituțională, știți foarte bine că a spus că sunt peste 40 de legi, de probleme în codul penal, de puncte care trebuie, sunt dar neconstituționale. Nu într-o manieră... Dar din ce înțeleg eu, au fost modificate că vreo două. Da, că păi care acum, sincer, lezau. Eu nu prea înțeleg această ordonanță de guvern că n-a venit nimeni să o explice. Păi domnul ministru, dacă ați văzut reacția dumneavoastră, altă întrebare. Asta spun, deci nimeni n-a venit să ne explice. Poate până la urmă este bine. Eu fiind, lucrând în domeniul ăsta public, să-i spun, nu sunt funcționar public, dar sunt asimilat, de foarte multe ori sunt amenințat cu acest lucru. Îți fac plângere pe abuz în serviciu.
chiar dacă îmi fac datoria, deci merg într-un control, trebuie să sancționez un agent sau pe cineva că face o lucrare neautorizată în zona drumului, ca asta, drumurile fac și lucrul ăsta, supraveghează și sancționează și vine, a, ai ceva cu mine, să fac eu plângere penală pe abuz în serviciu. Deci sunt de acord cu dezincriminarea lui, dar văzut în ce condiții, cum să se facă și de ce. Pentru că, asta spun, nimeni nu vine, din punctul meu de vedere, lucrez și pe partea de licitații, o bucată din licitații. Și atunci am spunea cineva, domnule, că o să poată să cumpere primăria un creion cu 100.000 de lei. Că nu mai e nicio problemă, că nu mai abuz în serviciu până la 200.000. Vă contrazic. Există legea achiziției publice, care nu are nicio treabă. Aia este în continuare în vigoare, nu a fost afectată de această ordonanță. Deci achizițiile publice se fac tot în baza legii achizițiilor publice. Tot în SEAP se fac anunțurile de atribuire, tot în SEAP se fac intențiile de achiziționare. Deci nu are nicio legătură, dar nimeni nu vine să ne explice. Și ca să vă dau și un exemplu, în momentul de față, noi astăzi veniți la o licitație împreună cu mine. Mergem amândoi la licitație pe acest pix. Îl avem la fel și îl depunem cu același preț. Achizitorul mă alege pe mine. El are în caietul de sarcini și în ofertele de licitație, mai trece acolo niște măsuri ca să delimiteze în cazul în care ajungem amândoi la egalitate. Dar dumneavoastră veți fi nemulțumit că ați pierdut și o să vă uceți și l-acuzați de abuz în serviciu pe funcționarul public care a făcut achiziția, cu toate că el a făcut-o corect, și se va bloca și licitația. Funcționarul public va sta câteva luni pe la parchet până va avea timp un domn procuror de el să-i soluționeze dosarul și la sfârșit face, a, da, e ok, îmi pare rău că te-am ținut la dispoziție, că automat el e trecut la dispoziție, s-au suspendat din funcție și stă acasă și nu primește banii și peste 6, 7, 8, 10 luni când se duce la serviciu, statul trebuie să-i dea banii înapoi și mai dă și niște daune interese și daune morale. Cam așa se întâmplă acum. Bun. Dezincriminăm abuzul în serviciu pe chestiile astea, sunt de acord cu ele. Adică trebuie să punem o dată punct acestor lucruri, acestor blocaje din sistem. Cu amenințarea și cu chestia asta. Te acuz de abuz în serviciu. Pentru că la asta s-a ajuns. Se bloca totul, nimeni, știți foarte bine că am mai avut discuția, nimeni nu mai semna nimic de frica abuzului în serviciu. Și toată lumea spunea, a, nu, mă trezesc, mă acuză de abuz în serviciu. Am avut șapca puțin pe stânga, n-am avut-o pe dreapta, mă acuză un domn polițist sau procuror, abuz în serviciu, că așa mi-a făcut Popescu plângere. Și zice, da, n-ai avut șapca foarte bine pusă pe ochi. A fost puțin într-o parte. Absolut de acord cu dumneavoastră. Eu cel puțin așa o văd. Absolut de acord cu dumneavoastră, sunt lacune, însă... Dar, repet, îmi cer scuze, vă întreb, trebuia mers în fața Parlamentului cu această ordonanță. Și cu factorii care lucrează efectiv, da, cu aceste chestiuni, nu așa pe hoțește cum s-a procedat. O ultimă chestiune pe care vreau să vă mai aduc. Mâine pe masa Comisiei Europene se va afla situația din România. Am văzut știrea la televiziunile centrale, deci iată că și partenerii europeni și se uită. Și timp când ne plătim dările, credeți că ni se întâmplă ceva din partea Uniunii Europene? Vom vedea ce se va întâmpla. Domnule Tudor, vă mulțumim pentru prezența în această seară. Vă mulțumesc pentru noi. Invitație. Stimați telespectatori, de aici plecăm să vedem care este pulsul protestelor, da, din piața prefecturii. Vă urăm să aveți o seară cât mai plăcută. La revedere!